Bucle aurii Trăia odată într-o pădure o familie de urși. În fiecare dimineață, ursoaica pregătea micul dejun pentru urs, pentru ursuleț și pentru ea. Apoi, până când mâncarea pusă în farfurii se răcea, cât să fie numai bună, toți trei plecau la plimbare. Așa s-au petrecut lucrurile și în ziua aceea pe care aveau să o țină minte cu toții. În vreme ce urșii hoinăreau culegând mure pentru plăcinte, Bucle aurii, o fetiță cu părul auriu și cârlionțat, se plimba singură prin pădure, pe semne că uitase de spaturile mamei sale, care îi spusese de nenumărate ori să nu se aventureze singură printre copacii deși. Trecuseră câteva ceasuri de când fetița colinda potecile pădurii, fascinată de fluturii colorați și de trilurile păsărilor, de măreția brazilor și grația cu care aceștia își mișcau ramurile. După atât a mers, fetiței i s-a făcut foame. Că ursoaica era o gospodină desăvârșită, asta știau mai toate viețuitoarele pădurii. De multe ori, aroma bucatelor pe care le pregătea ajungea până departe. Iepura și pofticioși, vulpile care se lingeau pe bot, chiar și păsărele vesele, dădeau târcoale căsuței, neîndrăznind să se apropie prea mult. Atrasă și ea de mirosul îmbietor, buclea urii a mers, însă fără teamă, până în prag. Neștiind cine locuiește acolo, fetița a bătut în ușă de câteva ori. Bună! E cineva acasă? Ne primind niciun răspuns, a intrat. Pe masa din bucătărie erau trei farfurii pline cu orez cu lapte, toate de mărimi diferite. Buclea aurii a gustat din prima farfurie, însă lingura era prea grea și a scăpat din mână. A doua farfurie era mai mică, dar mâncarea încă nu se răcise, iar lingura, din nou, era mult prea grea. Așa că fetița a încercat și a treia farfurie. Mâncarea era numai bună, iar lingura parcă fusese făcută anume pentru mâna fetiței. Dar, tocmai când termina de mâncat, scaunul mic pe care stătea bucleaurii s-a rupt. Sătulă și obosită după drumul lung prin pădure, fetița a mers să caute un pat pe care să doarmă. Așa a ajuns în odaia unde se aflau paturile urșilor. Acestea erau de mărimi diferite, la fel ca farfuriile, scaunele și tacâmurile din bucătărie. Bucle aurii s-au urcat în cel mai mare, dar i s-a părut prea tare. În cel mijlociu, pătura era prea aspră, așa că fetița s-a cuibărit în cel mai mic pat și a adormit pe loc. Nu după mult timp, familia de urși s-a întors acasă. Cei trei și-au scuturat cu grijă labele și au intrat în bucătărie, pregătiți să guste din mâncarea delicioasă. Cineva mi-a aruncat lingura cât colo, a spus ursul. Cineva a gustat din mâncarea mea, s-a mirat ursoaica. Scăunelul meu e rupt și nu-i nici urmă de mâncare în farfuria mea, a adăugat ursulețul. Era pentru prima dată când cineva intrase astfel în casa urșilor, dar cine a avut îndrăzneala? Să fi fost oare iepurașul pofticios? a întrebat ursul. Sau poate vulpea înfometată? a adăugat ursoaica. La păsările nu v-ați gândit? le-a zis ursulețul, Hmm, păsărelele puteau să-ți mănânce orezul, dar sunt prea mici să-ți rupă scaunul. Trebuie să fi fost altcineva, a răspuns ursul. Curioși, urșii au intrat în celelalte încăperi în căutarea musafirului nepoftit. În dormitor au găsit-o pe bucle aurii. Cei trei s-au apropiat încet, iar ursulețul, vrăjit de frumusețea și gingășia copilei care dormea, s-a împiedicat de colțul patului. Micuța a deschis ochii și când a văzut trei urși a plecați asupra ei, s-a speriat cumplit și a zbugit o spre ușă. A ieșit valvârteși din casă și a rupt-o la fugă în pădure, fără să-i treacă prin gând să mulțumească familiei de urși pentru găzduire. Sperietura fetiței a avut și o parte bună. Din acea zi, buclea urii nu a mai plecat niciunde fără voia și binecuvântarea mamei sale.